într-adevăr, nu neapărat un club. În general, noi ne alegem jucătorii și foarte rar ajung jucătorii. Efectiv, jucătorii care ajung să se antreneze cu Iusani sunt jucători care sunt foarte aproape de a fi în această echipă. Oricum, vrem să facem anumite modificări, ținând cont că în linia de fundaș central, mai ales, avem pe Sosnoschi, Adi, care s-a retras. Toți ajungem la vârstă când trebuie să terminăm fotbalul. Deja el a îmbrățișat această muncă de antrenor secund. Avem pe Stadiciu, care iarăși este un jucător care ne-a bazat toți acești ani pe el, dar care încet, încet și el a ajuns la o vârstă. Și cu siguranță ne trebuie anumit jucători pe aceste posturi mai tineri, de mare perspectivă. Și cred că suntem aproape. Într-adevăr, o să avem trei fundași centrali, dintre care o să alegem doi. Au venit doi, unul rămâne să vină, e posibil să vină în Turcia, în Antalya. Cine de care a venit? Un nigerian a venit și cu un marocan. Deci, Sosnovski, treaba, acum s-a retras sau... S-a retras de câteva luni, dar... Acum e oficial? Acum este și oficial și asta este viața. În afară de... Da, în rest, la mijloc terenului avem jucători care au jucat și anul trecut, jucători destul de numeroși și destul de valoroși. Iar în atac, cu siguranță, știți dumneavoastră, avem golgetorul campionatului, avem Guilherme și acolo cred că o să încercăm un jucător tânăr. Avem pe Gorski, care este un jucător talentat, cred că dacă o să rămână la Mixani, o să facă alegerea cea mai bună. Și noi și el. Bine,